Zeci de ciobani din toate colțurile județului au venit să-și vândă miei în spațiul special amenajat de primărie din piața Litovoi din Târgu Jiu. Dați-vă aproape la mei, care dorește mai mari, mai mici. Ei nu au dus lipsă de clienți, dar nici nu s-au bucurat de vânzări prea mari. Câți miei ați vândut până la ora asta? Vreo 4-5. Cât este kilogramul? 220-250. Cât e kilogramul în viu? Pe câte am înțeles eu, 90-96 în viu, 100, depinde. Un miel costă cel puțin 200 de lei. Cei care nu au acești bani nu trebuie să se întristeze. Ciobanii vând și jumătăți de miel, asta pentru a nu rămâne cu ei nevânduți. Cât sunteți dispuse să dați pe un miel? Acum depinde de greutatea mielului și de miel. Mai mult de 2 milioane? Până. Că cumpărați un miel întreg? Nu cred. De ce? Dacă e mai mare. Un miel, potrivit așa, la jumătate, e mare, e scump prețul. Dăm și jumătate, ce vreți, organele sau căpățâna? Ce vrea domnul, că eu nu mănânc. Păi da, nu mai ce? Da. Jumătate dăm organele, jumătate căpățâna. Dacă e mai mare, cât să fie jumătatea? Dacă e mai mare peste 10, 250. Dacă e sub 10, 200. La anul. Cam 200. La anul vor fi pensia mai mare. Cel mai bine s-au vândut organele de miel. Ce faceți cu organele? Păi ce să facem? Mâncăm de ăștia, le pregătim de masă, dacă carnea e scumpă. Mâncăm de ăștia, mai ieftin o leacă. Cât ați dat pe ele? Și ce ați cumpărat mai exact? Burs, sau cum se spune, burs. 100, ce e aici? Mulți gorjeni spun că au tăiat mielul de pe listă anul acesta. Speră însă ca de Paștele din 2012 să nu se mai întâmple la fel. Că o să cumpărați miel de Paște? Nu cumpăr, nu-mi permite pensia. Nu luăm. De ce? N-avem bani. Vezi miel pe masa de Paște? Puțin, la anul. Poate la anul. Pensiile mici, bolile, a tăiat din ele. Ciobanii vor fi și mâine în piață cu miei și speră ca vânzările să crească. Ei susțin că nu vor scădea sub nicio formă prețul.